Eu cred că ar trebui să comentăm ceea ce a spus Traian Băsescu sub dictonul să nu bei și să conduci. Să conduci țara, să conduci mașina, în general să nu bei, dacă se poate, când te vede lume. Senzația mea de jurnalist că e aceea că Traian Băsescu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Ne-a mărturisit-o chiar domnia sa că merge în public și ia decizii și transmite mesaje când se află sub influența băuturilor alcoolice. Eu am încredere în sinceritatea consumatorilor de băuturi alcoolice. Mi s-a părut coerent, adică nu știu. Mie nu mi s-a părut coerent deloc. Mi s-a părut, dimpotrivă, că are o instabilitate emoțională și psihică destul de accentuată și că un președinte de țară care vorbește cu Corinuța și cu, ce-a mai zis el, cu măscărici, cu inimă zburdalnică, ar trebui, în mod normal, să se adreseze unei unități medicale de specialitate în vederea unui tratament salvator. Dar dacă el nu vrea, practic, dacă el nu vrea, că el a zis că eu sunt sănătos, domne. Da, sigur. Eu sunt sănătos. Sigur. Dacă el spune că e sănătos și nimeni nu... Sunt perfect, doamnă, cum ar veni. Sunt perfect, doamnă, da. Da. Senzația mea este că perfecțiunea asta lui Băsescu frizează un caz medical și că ceea ce spune și modul în care se comportă denotă faptul că omul ăsta sigur, sigur nu e în regulă. Eu nu pot să iau în serios ce a spus în seara asta, modul în care s-a exprimat și, în general, ideile din capul său. Mi se pare că e un om pierdut pentru...